Sărbătoare azi, în familia Gloriei, fundașul Iulian Dăniță a împlinit azi 38 de ani. O vârstă mai mult decât respectabilă pentru un fotbalist încă în activitate. Mai mult, în ciuda celor 20 de ani de când joacă fotbal la seniori, Iulian Dăniță a surprins plăcut în acest sezon, fiind în mai multe meciuri cel mai bun de pe teren. Din păcate, accidentat, Dăniță sărbătorește pe tușă ziua de naștere, iar cadoul pe care și-l dorește e o victorie a colegilor mâine la Tărlungeni. La mulți ani, cum se vede viața de fotbalist, mai ales la 38 de ani? Mulțumesc mult! Cum să fie? Sper să fiu sănătos și o zi mare în familia Dăniță, cum să spun. Și sper să mâine colegii mei să-mi fac un cadou, cel puțin 3 puncte. Dăniță explică secretul longevității printr-o viață sportivă, însemnând evitarea nopților pierdute sau a exceselor bahice. Admite totuși că la ocazii mai degustă cât un pahar de vin roșu. Care e secretul longevității? Totuși, 38 de ani pentru un fotbalist este o vârstă destul de înaintată la care puțin ajung. Da, bine, eu zic că am dus o viață sportivă foarte bună și nu mai puțin. Am pierdut și un nopț, dar zic foarte puține și nu mi-a plăcut așa nici cu băutură. Mai beau și un par de vin roșu, zic. Zic că asta e cel mai important. Nopțile pierdute, dacă e o problemă, mai ales pentru dacă vrei să faci un sport de performanță. Cel mai greu moment al carierei l-a avut la 21 de ani, când pentru 3 luni s-a lăsat de fotbal. La un moment dat chiar ai vrut să te retragi la o vârstă destul de fragedă, când erai la Astra. Păi da, m-am lăsat la, aveam 21 de ani și eram în Liga 1, am promovat în 98 atunci, cu Astra. Și bine, eu am fost și mai, mi-a plăcut în viața în general să spun lucrurile pe față, dacă e roșu, e roșu. Nu să-mi spună că cineva că e verde și eu dacă văd roșu, e roșu. Și m-am certat, eu mai impulsiv din gură și am plecat, am vrut să mă las la 21 de ani. Și atunci era Dorobăț președinte, care e acum la, nu cred că e director sportiv, nu știu, la Petrolul, și mi-a zis, ce, ai nebunit, ai 21 de ani, ai viața în față, cum te lași de fotbal? Și m-am lăsat vreo 3-4 luni. Fotbalist trecut prin viață, Dăniță își sfătuiește colegii mai tineri să fie serioși și în primul rând să muncească. Ce sfaturi ai pentru colegii tăi mai tineri, că totuși Gloria are o echipă tânără? Să muncească foarte mult. Asta e cel mai important. Pe lângă talent, dacă nu muncești la antrenamente, mulți am, în viața mea, am 38 de ani, am văzut foarte multe talente care s-au pierdut. Nu mai talentul. Asta, un talent e de la Dumnezeu, un Messi, un Ronaldo, dar fără muncă, în ziua de azi, nu ai cum să ajungi sus. De-a lungul timpului, veteranul Gloriei a evoluat la cluburi din România, Germania, Rusia și Ucraina.